Primești un apel telefonic de la mama ta. Din moment ce mașina ei este în service, ea te roagă să mergi până la magazin ca să cumperi câte ceva pentru ea. Pâine, lapte, cereale și piepte de pui. După ce ai scris o listă mică, te urci în mașină și mergi să le cumperi de la magazin. Doamna de la casă îți face o remarcă neobișnuită. Nu ați cumpărat cam mult lapte? Nu se va epuiza stocul prea curând. Ajungi la casa mamei tale și bați de câteva ori în ușă, dar niciun răspuns. Încerci ușa, iar aceasta se deschide. Pui plasă pe masa din bucătărie. Ciudat, mai sunt 6 pungi cu același conținut. În unele laptele și puiul s-au stricat. Mamă, strigi, dar fără răspuns. Îți faci drum din bucătărie înspre sufragerie. Mama ta se află pe canapea, cu capul tăiat și poziționat în poala sa. Normal, sunt la poliție și aceștia vin să investigheze. Ei afirmă că ea este de aproape o săptămână moartă. Mai mult de atât, psihiatrul poliției este la fața locului și vorbește cu tine după ce ai dat declarație. Stând pe scări, îl auzi întâmplător pe psihiatru vorbind cu polițistul care investighează crima. Nu este și necomun pentru persoanele ce suferă de schizofrenie să rămână blocate într-o serie de comportamente repetitive, a spus. Te gândești, nu pot vorbi despre mine. Schizofrenie? În niciun caz. Comportament repetitiv? Oare ei cred că am fost eu? Dintr-o dată îți sună telefonul. Alo? Bună, dragule, eu sunt. Ai putea să te oprești la magazin să-mi cumperi niște pui și lapte? Am nevoie și de pâine și cereale de asemenea. Desigur, nicio problemă, mamă. Voi ajunge acolo imediat.